Mai întâi de toate, binecuvântat să fie Dumnezeul nostru care a făcut posibilă întâlnirea noastră în această seară. Lui datorăm faptul că, prin credință, suntem în această stare de har. Puteam să fim într-o altă țară în care nu este pace, nu este liniște, frații nu se mai pot aduna, dar suntem aici și mulțumim Domnului. Mă bucur și de progresele pe plan material, dacă pot să spun așa, pe care le-ați făcut de când am mai fost la dumneavoastră. Mi-aduc aminte că atunci când intram în biserică, coboram undeva la demisol, Dumnezeu v-a scos la lumină, aveți spațiu aici, Domnul să vă mulțească, ne spus de mult. Vă aducem și saluturile Bisericii Elim, fratele Nelu Slibus, păstorul bisericii, știe că suntem aici în această seară, vă transmite salutări și salutul bisericii noastre, probabil îl știți, unii dintre dumneavoastră este din Iuda 20 și 21. Nu este o formă așa ca să ne facem intrarea prin aceste cuvinte, acestea chiar înseamnă ceva și îl rog pe Dumnezeu ca să ne binecuvinteze cu aceste bogății. Dar voi preobiților, zidiriți-vă sufletește pe credința voastră preasfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați în îndurarea Domnului nostru, Iisus Hristos, pentru viața veșnică. Zidirea sufletească este foarte importantă pentru credincioși dacă în omul din afară, în trupul acesta, avem nevoie de consolidare, să mâncăm și să consumăm apă și hrană, să putem să mergem înainte și în omul spiritual avem nevoie să fim zidiți, să fim întăriți. Apoi să ne rugăm prin Duhul Sfânt. Știți că sunt mulți care se roagă și lumea musulmană se roagă și de multe ori îi depășesc pe creștini în rugăciunile care le fac ei. Dar este un har pe care numai noi îl avem. Să ne putem ruga prin Duhul Sfânt Amen. și apoi să ne ținem în dragoste și să așteptăm în îndurarea Domnului, să avem și nădejde aceasta a vieții veșnice. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Tema din această seară, după cum a fost deja anunțat, este o întrebare de mai lupți. Îmi place provocarea aceasta pentru că și Domnul Iisus Hristos la un moment dat a întrebat când voi veni eu voi mai găsi credință? Este bine din când în când să ne facem așa o autoverificare, o autocercetare. La Corinten, dacă nu greșesc, spune, pe voi încercați-vă dacă sunteți în credință. Puneți-vă așa întrebări din când în când. Nu mergeți așa ca trenul pe linie, nu-l mai oprește nimeni. Noi trebuie să ne întrebăm în fiecare zi. Așa cum spunea psalmistul, Doamne, sunt pe calea bună. Dacă nu sunt, pune-mă, Doamne. Dumnezeu să binecuvinteze Tinerii, în mod deosebit și pe noi toți, cu această dorință să ne punem întrebări tot mereu referitoare la înaintarea noastră spirituală. Și așa cum am spus, genericul acesta te mai lupți, aș vrea să ne însoțească în fiecare zi, te mai lupți. Aș vrea să vă spun în seara aceasta că oamenii care se luptă sunt oamenii care caută soluții. Și oamenii care nu se mai luptă sunt oamenii care caută scuze. Dacă o să vedeți un creștin care s-a oprit să mai lupte, o să-l vedeți care tot felul de scuze și de argumente. Dacă îl întreb, de ce nu mai lupți? Să vezi câte motive, să vezi câte argumente, să vezi cine-i de vină, conducerea, cel ce a stat lângă el pe bancă, cineva de acolo, cineva de acolo, tot felul de argumente și de scuze, ca să nu mai lupte. Dar omul care luptă, Caută soluții, caută tot mereu uh, prilejuri ca să poată să meargă înainte. Aș vrea să vă spun în această seară despre doi oameni. Unul a căutat soluții și altul a căutat scuze. Domnul Iisus Hristos a trebuit să treacă printr-o cetate, drumul lui era pe acolo prin cetate, prin mijlocul cetății. Și un om pe nume Zacheu a auzit că Domnul Iisus Hristos trece prin cetate pe acolo și și-a dorit din toată inima lui să-l vadă pe Isus. Dar avea o problemă, era foarte mic de statură și acesta a fost un impediment ca să-l vadă pe Isus. Și omul acesta a căutat o soluție și a găsit-o, că dacă caut soluții, găsești. A văzut pe marginea drumului un copac, s-a suit în copacul acesta și așteptat să vină Isus. Alții să fi fost în locul lui s-ar fi justificat. Și ar fi spus, așa, și ar fi vorbit cu el personal și spune, mă, oricum sunt mic de statură, sunt justificat. Eu am dorința, așa, să-l văd pe Isus, dar dacă uh, situația mea fizică nu mă ajută, mă duc și eu acasă. Asta este. Dar atunci când a avut dorința aceasta să-l vadă pe Isus, a găsit și o soluție. S-a suit în copacul acela, dumneavoastră știți întâmplarea. Domnul Iisus Hristos a trecut pe acolo și n-a putut să stea nepăsător, pentru că atunci când cineva se luptă și îl caută pe el, vrea cu toată inima să-l vadă pe Iisus, Iisus nu stă nepăsător. Și dacă el a vrut numai să-l vadă pe Iisus, de acolo din dudul acela, din copacul acela, din pomul acela, Iisus a făcut mult mai mult, a făcut mai mulți pași înspre el. A intrat în casa lui și a dat mântuire. Dumnezeu să fie slăvit. Acesta este primul caz care vrea să-l aduc înaintea dumneavoastră. Un om care ar fi putut să aibă scuze, să se justifice. Sunt mic de statură, nu pot să-L văd pe Iisus, uite, mă duc acasă și nu o să mai stau și eu să îl îmbulzez pe Iisus aici, pentru că era foarte multe mulțime în jurul lui. Dar a căutat o soluție, a găsit un pom, s-a urcat în pomul acela ca să-L vadă pe Iisus. Aș vrea să vă spun despre un alt om care a folosit un copac, un pom, sau mai mulți pomi din grădină, ca să se ascundă de Isus, ca să se ascundă de Dumnezeu. Este vorba despre Adam și pe Eva. Atunci când au păcătuit, Dumnezeu a venit să-i caute și spune cuvântul Domnului că ei s-au ascuns în grădină, printre pomii din grădină. Și a început atunci când Dumnezeu l-a găsit, a spus ce ai făcut Adame, și știți ce a făcut Adam? M-aș fi așteptat să caute soluții. Doamne, am păcătuit, acum hai să vedem ce putem face. A început să se justifice, să caute scuze. Doamne, Eva, femeia care mi-ai dat-o, Doamne șarpele, exact ceea ce vă spuneam, oamenii care nu luptă caută scuze, caută tot felul de argumente, caută tot felul de situații prin care ei să se justifice. Dar oamenii care vor să lupte, să meargă înainte, caută soluții. Aș vrea ca Dumnezeu să binecuvinteze tineretul de la Betel și pe dumneavoastră pe toți, cu niște creștini care caută soluții întotdeauna, să putem merge înainte, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Unde trebuie să ne luptăm noi? Ce domenii ar trebui noi, în ce domenii ar trebui noi să excelăm, frați și surori? Uitați-vă, Dumnezeu ne-a mântuit, ne-a chemat la mântuire. Dumnezeu a făcut tot ceea ce trebuia să facă pentru noi. Și mulți spune, Dumnezeu a făcut tot și noi nu mai trebuie să facem nimic. Eu aș vrea să vă spun în seara aceasta că noi mai trebuie să facem ceva. Dumnezeu a făcut tot, dar și noi mai trebuie să facem ceva. Și o să Amintesc două domenii în care noi trebuie să continuăm să luptăm. Dacă cineva se oprește din luptă în aceste două domenii, să știți că a abandonat lupta. Și mântuirea în dreptul lui este degeaba, așa cum spunea cuvântul Domnului. Primul domeniu în care noi trebuie să luptăm și să ne punem întrebarea aceasta, dacă mai luptăm, este acesta, domeniul sfințeniei. Dumnezeu a făcut tot pentru noi. Dar noi trebuie să continuăm să ne sfințim în fiecare zi. Amin? Haideți să citim împreună 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 1. Deci, fiind că avem astfel de făgăduințe prea să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Cine ne duce sfințirea? Ne-o duce Dumnezeu? Noi, fiecare personal, trebuie să ne ducem Sfințirea. Sfințirea am primit-o de la Dumnezeu, de la Domnul Isus Hristos. El a murit pentru noi. În sângele Lui noi suntem sfințiți. Să nu credeți că cineva se poate sfinți singur fără Isus Hristos. Nimeni nu se poate mântui. Domnul Isus Hristos a venit, a murit pentru noi, ne-a sfințit, ne-a îmbrăcat în hainele mântuirii. Dar datoria noastră este să ducem sfințirea până la capăt. Atunci când ne-am botezat, atunci când am îmbrăcat hainele albe, Dumnezeu ne-a binecuvântat, dar dacă a doua zi sau după un an de zile am renunțat la lupta aceasta, la sfințire, vă întreb, unde a rămas în viața noastră sfințirea? La momentul actual, în această zi, putem să spunem, da, o ducem în fiecare zi sfințirea mai departe? Sau am renunțat undeva în trecut? Vedeți, dumneavoastră, aceasta este datoria noastră. Noi punem pe seama lui Dumnezeu și spunem, Dumnezeu trebuie să facă, da, Dumnezeu face multe lucruri dar sfințirea ne aparține nouă în fiecare zi. Și aș vrea gândul acesta să-l avem în seara aceasta, să ne întrebăm, te mai lupți pentru sfințirea ta? Te mai lupți în fiecare zi ca să duci sfințirea mai departe? Știți că și mâine când vom ieși în societatea aceasta, la lucru, la școală, la facultate, unde suntem, trebuie să ducem sfințirea? De duminică o ducem pe luni, de luni o ducem pe marți, marți pe miercuri și în fiecare zi noi trebuie să ne ducem Sfințirea. Și dacă se întâmplă să nu fi dus într-o zi, avem la Tatăl un mișlocitor, dar nu o lăsăm în urmă și nu ne mai interesează de Sfințirea noastră. Eram într-o biserică, nu în Austria, eram mult mai tânăr, poate sub 20 de ani, slujam într-o biserică, acolo, într-un grup de tineri foarte bine cuvântat și s-a evit un caz, un caz urât, un tânăr a săvârșit adulter, pe românește se numește curvie, chiar dacă sună urât, trebuie să le spunem. S-a auzit în tot cercul de acela, s-a auzit în biserică, frații, păstori l-au chemat la întrebări, l-au pus la întrebări, l-au pus deoparte și l-au întrebat, cum ai putut să faci lucrul acesta? M-aș fi așteptat omul acesta, tânărul acesta să plângă, să-și ceară iertare. Știți ce a spus? Am făcut și eu ce a făcut David. Extraordinar! Oamenii caută scuze în loc să caute soluții pentru păcatul lor. De aceea este important în fiecare zi să ne ducem sfințirea mai departe. Aduceți-vă aminte de Iosif. Când a pus femeia aceea necurată mâna pe el, cu gând să păcătuiască, Iosif putea să caută scuze, să spună acum oricum o pus mâna pe mine, ce să mai fac? Ce a căutat Iosif? Scuze sau soluții? A căutat o soluție, și-a lăsat haina și a fugit. Dumnezeu să ne binecuvinteze, pentru sfințirea noastră să căutăm soluții. Întrebarea în această seară se pune: Tu te mai lupți pentru sfințirea ta? Știți că sfințirea nu se duce așa, stând cu mâinile în sân? Știți că sfințirea nu se duce așa, doar poate, numai faptul că venim la adunare și nu facem nimic? Este o soluție pentru ca să ne putem duce sfințirea până la capăt. Aș vrea să o citim din. Ioan 17, dacă nu greșesc, Domnul Iisus Hristos spunea lucrul acesta. Da. Ioan 17 cu versetul 17. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Dragi tineri, dacă vreți să ne sfințim în fiecare zi, pune mâna pe Scriptură. Aici găsim adevărata hrană pentru sfințirea noastră. Nu o să ne putem sfinți căutând în altă parte, dar cuvântul Domnului ne dă indicii clare cum putem să ne sfințim și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vă spuneam că o să ating două aspecte. Primul este sfințirea și Dumnezeu să ne ajute să luptăm pentru sfințirea noastră și soluția pentru sfințire o găsim în cuvântul lui Dumnezeu, nu o găsim în altă parte. Atunci când te îndelemnicești cu cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi, poți să duci sfințirea până la capăt, pentru că El îți arată cum trebuie să te sfințești. Al doilea lucru pentru care trebuie să ne luptăm și care ar trebui să-l avem tot mereu înaintea ochilor noștri, este slujirea înaintea lui Dumnezeu. Slujirea pentru Dumnezeu. Sfințire și slujire. Tu te mai lupți ca să-l slujești pe Dumnezeu? Tu te mai lupți ca să-l slujești pe Dumnezeu? Sunt unii care s-au luptat să-l slujească pe Dumnezeu când au fost tineri. Îmi spunea cineva. Când eram eu tânăr în România, așa de fain cântam în cor și acum de ce nu cânt frate? Acum trebuie să pun grese și faianță. Nu mai am timp. Frași și surori, Dumnezeu ne cheamă la slujire. Haide să citim împreună din Romani, capitolul 12. Romani, capitolul 12, cu versetul 1. Să vedeți ce datorie avem noi înaintea lui Dumnezeu. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Orice copil al lui Dumnezeu, orice mântuit are datoria aceasta să-L slujească pe Dumnezeu. Tu-ți mai pui întrebarea, Doamne, cu ce să te slujesc? Sunt mulți care renunță în vremea aceasta la slujba la care i-a chemat Dumnezeu. Sunt mulți care renunță în vremea aceasta la chemarea pe care le-a dat-o Dumnezeu. Sunt mulți proroci care nu mai vorbesc. Sunt mulți care cântau și nu mai cântă. Sunt mulți care făceau anumite slujbe în casa lui Dumnezeu. Îl slujau pe Dumnezeu în fiecare zi și au renunțat, crezând că are altcineva, altcineva loc să facă. Aș vrea să te întreb în seara aceasta: tu te mai lupți? ca să slujești Domnului? Tu te mai lupți ca să-ți pui viața ta pe altarul Domnului? Sau te-ai oprit din alergarea aceasta? Mai cauți soluții ca să slujești Domnului? Sau cauți scuze? Cuvântul Domnului, Domnul Iisus Hristos spunea o pildă. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a dat niște talanți robilor săi. La unul le-a dat cinci, la unul le-a dat doi, și la unul le-a dat un talent. Și a plecat stăpânul acesta. Cei cu talanții, cei cu cinci talanți, cu doi talanți, cum a plecat stăpânul, au început treaba, au început slujirea. Și au început să-i pună în lucrare ceea ce Dumnezeu le-a dat. Și au câștigat cu ei cinci alții, cel care a avut doi a câștigat alții, dar cel care a avut un talent a început, când a venit stăpânul, să se scuze, să spună, stăpâne, am știu că ești aspru, am știut eu că tu ceri, tu adun de unde n-ai semănat. A început să-și caute scuze. Dar ceilalți au căutat soluții. Și dacă au avut cinci, au mai câștigat cinci. Și dacă au avut doi, au mai câștigat doi. Noi ce căutăm? Soluții sau scuze? Atunci când, că, când trebuie să-L slujim pe Dumnezeu. Mă rog în seara aceasta ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Să luptăm mai departe în aceste două domenii în sfințire și în slujire. Acestea sunt domeniile care nu le face Dumnezeu pentru noi. Noi trebuie să le facem pentru Dumnezeu și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vă aduc aminte că au fost primii doi tineri din Biblie care au adus o slujbă înaintea lui Domnului, au adus o jertfă înaintea Domnului. Cain și Abel, fiecare a adus jertfa lui înaintea Domnului. Dar spune cuvântul Domnului că Dumnezeu s-a uitat prima dată la Cain și la jertfa lui s-a uitat la Abel și la jerfa lui. Mai întâi Dumnezeu să uită la sfințirea noastră. Mai întâi Dumnezeu să uită la viața noastră. Mai întâi Dumnezeu să uită la ce avem noi pe telefon atunci când nu ne vede mama și tata. Și apoi se uită la cântarea noastră și apoi se uită la slujirea noastră. Dragi tineri, dragi fraci, dragi surori, Dumnezeu ne cheamă la sfințire în vremea aceasta. Nu putem acest Dumnezeu măreț, după acest Dumnezeu măreț să mergem oricum. Noi în fiecare zi trebuie să mergem după El, ducându-ne sfințirea noastră. Și dacă sunt lucruri care ne despart, ne împiedică să ne sfințim, să ne ajute Dumnezeu să le dăm toate la o parte, să luptăm pentru sfințirea noastră și să luptăm să-L slujim pe Dumnezeu. Să nu renunțăm la aceste două domenii și atunci îl vom vedea pe Dumnezeu. Așa cum Zacheu l-a văzut pe Dumnezeu în casa lui, îl vom vedea pe Dumnezeu în casele noastre, în familiile noastre și în bisericile noastre. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.